Sunt Sergiu Nedela, somelier, specialistul vostru în vinuri și nu sunt singur, mai am alături de mine un specialist, pe Cristina. Împreună vom face o alegere, nu? Și săptămâna aceasta, o alegere bună, sunt sigură. O alegere bună care zburdă așa, nu? Cai de la letea. Exact, avem un roze de vară, dar am înțeles cu vigoare. De ce? Vigoare, da. Volumul întâi, ce-mi place să citesc volumele astea, e așa. E, povestea celor de la Via Viticola Sarica Niculițel este mai mult decât interesantă. Ei s-au legat de un simbol care este acolo în delta, pădurea Letea cu rezervațiile de cai, o întreagă poveste. Până la urmă e un mediu care, într-adevăr, trebuie menținut așa cum este, dar acum, întorcându-ne la vin și vie, trebuie să vedem ce avem în pahare și cum este de fapt povestea vie de la Sarica Niculițel, o vie care transcede în timp, se duce acolo departe și totuși ne dă niște vinuri interesante. Avem un roze din trei făcut, nu? Ce bun așa din este. Trei făcut. Corect. Și avem un Shiraz, Merlot și puțin Pinot Noir. Noir, puțin. Exact cât e bine acolo, puțin Pinot Noir. E bine, hai să vedem povestea acestor cai de la Letea care zburdă prin paharele noastre. Ce se pare primul nas? Cred că așa, fructe roșii, căpșuna clar se simte imediat. Mm-hmm. Ia să dezvoltăm puțin mirosul. Parcă niște ruzincini, ceva, coacăze roșii. Coacăze roșii, da. Da, e dominant. De fapt, el se exprimă încă din culoare, ne duce către gândul acesta de fructe roșii, fructe roșii ceva mai coapte. Am găsit pe acolo și niște cireșe, deși a cam trecut sezonul, ele încă se regăsesc pe aici prin pahar. Da, mai persistăm. Sec. Mm, sec, vigoare. Vigoare, nu? Absolut. Ce, e bun vinul? O fi bun? Zic că e foarte bun. Deci nu e bun, e foarte bun. Dacă conchidem aceste fapte, hai să ne gândim și cu ce asociem vinul ăsta. Până la urmă este unul din vinurile care, mă rog, pe surse am aflat eu că se vinde destul de bine așa pe la Selgros. Și dacă l-am ales săptămâna asta, nu întâmplător l-am ales, nu? Așa e. E vară, e soare și uite că rozeul încă face furor prin pahare. Are multe povești, dar pentru că vine de acolo, de lângă Dunăre, o să rămânem tot în zona asta de preparate pescărești. Nu știu cum e cu prohibiția în perioada asta, dar cu certitudine un pește mai găsim pe la rănul de pește de la Sârgros și avem asta ce să gătim și cu ce să asociem vinul, nu? Exact. Indiferent de prohibiție, la Sârgros găsim întotdeauna un pește bun ca să-l asociem cu vinul. Vinul roze. Roze, roze, da, responsabilitate. Santé. Santé.